Știu că mai sunt doar câteva luni până la evaluarea națională și poate unii dintre voi sunteți la modul... Dacă nu iau notă mare, mă rupe mama în două. Voi beli p***, ajung în Spania la căpșuni, la ultimul liceu. Ce ai, mă, frate? Voi copia de rup. Rup stiu la copiat, ești de bun? Și dacă e să fiu și eu sincer până la capăt, în momentul de față sunt... Ia uite, bă, și pe ăștia de-a 8-a, în două luni dau și evaluarea națională. Să vadă și ei cum e. După realizez că... Bă, Alecule, tată, și tu ai fost ca ei. Ai dat și tu acest examen. Ai învățat și tu în ultimele două săptămâni, sau mă rog, ai încercat și tu pe acolo. Și alții care nu s-au atins de carte au luat o notă mai mare ca tine. Oricum, chat, astăzi vreau să vă povestesc evaluarea națională din perspectiva mea și cum am sabotat de unul singur cu un pix. Da, înainte simt că uit ceva. A, da! Chiar bă mâncava-și gura voastră. Peste 70% dintre voi care urmăresc clipurile nu sunt abonați încă. Nu mai fiți, mă, bulangii. Abonați-vă să faceți și noi cât mai curând 20.000 de abonați. Ce mai stai și nu te abonezi? Eu zic să o luăm cu începutul, clasa 8-a. Eram cel mai chill. Nu aveam nicio treabă cu evaluarea națională. Ziceam, lasă-mă că am timp să învăț, ce dracu. Auzeam lumea din jur. Se apropie evaluarea națională, bă. Aoleu, dar mai am timp să învăț, ce dracu. Mai sunt tot blum până la evaluarea națională. Măi, mamă, eu zic să te pui să înveți. Ca să nu ajungi și tu la un liceu vai de m***, ajungi și tu la un liceu ok. Da, cum să nu? Chiar acum mă apuc de învățat, mamă. Stai liniștită. Și cred că vă dați seama cât de mult am învățat la acel moment. Cam după încă o lună, eram la masă cu maica mea, dacă mi-aduc aminte bine, și îmi spune. Bă, mamă, dacă tu iei peste 8 la examen, din partea mea e 5 milioane. Pe bune? Da, da. Dacă iei peste 8, deși nu cred, că tu, dacă vrei, poți, da, ești o putoare de om. Bine, mă duc chiar acum să mă apuc de învățat. Poate mulți dintre voi când ați fi auzit o motivație de genul, erați numai cu cartea în mână. Eu după două zile de învățat, că atât a durat motivația aia în sufletul meu, am revenit la ale cu puturos. Ce-i drept? În alea două zile am învățat față de obicei, dar mă rog. Trece timpul și ne aflăm în ultimele două săptămâni până la evaluarea națională. Eu deja începeam să mă panichez din ce în ce mai tare. Și în aceste două săptămâni încercam să învăț cât pot, cel puțin la matic. La română nu făceam așa multe griji. Matematica era punctul unde mă blocam cel mai mult. Și mai mult îmi pierdeam timpul citind fără rost și blocându-mă într-un singur gând. Bă, eu sunt prea prost să mai știu matematică, drecu. Sau? Ce dracu e chinezul ăsta, frate? Ca o paranteză de la subiect vă pot spune atâta, chat. Nu vă abateți niciodată de la ținta voastră propusă și nu vă luați cu diferite gânduri negative, dacă pot spune așa. Și încercați să aveți încredere în voi. Revenind la clip, bă, la română aveam o oarecare siguranță. La mate nu prea. La un moment dat mă uitam pe net să văd cât ar costa un asasin pe DeepWeb. Bineînțeles că glumesc, chat. Mă uitam să văd cât ar costa niște pastile de memorie și să văd cum își fac efectul. Și când auzi maică-mea ideea asta, mi-a zis să plec de aici cu această tâmpenie. Ok, bun, prima zi, proba scrisă la română. Totul frumos, elegant cât de cât, până să înceapă examenul propriu zis să scriem alea. Alecu vostru zice să scoată și el pixurile din buzunar, că avea și vreo două acolo, și ce observ? Buletinul mânjit tot de pasă de aia de pix. Și unul dintre acele pixuri sparte în buzunar de la blugi. Eram tot plin de pasă de aia de pix de buzunar, nu mai zic cum era. Simțeam că îmi sare un euro din aia puțin pe care mai aveam. Băgam ea și p*** mea de viață, coaie. Du-te, mă, care erau șansele, mă? Începeam să transpir acolo, nici nu mai știu, de la emoții, de la nervi, nici eu nu mai știam. Până la un moment dat când profa care ne supraveghea se uită la mine și mă întreabă: ai nevoie cuva la baie? Da, da, sincer aș avea nevoie. Merg la baie, mă curăț pe mâini, încerc să cură și buletinul și nu se curăța de nicio culoare. La propriu de nicio culoare. S-a făcut soarta pe norocul meu. Las că te curăț acasă. Las să nu zică ăștia ceva de buletin. Merg înapoi în sala de clasă și vin subiectele și mă apuc de ele. Cam într-o oră dau fișa și ziceam în capul meu: da hai mă, că am făcut și eu de un 7, zic eu. Că în mare parte am știu cât de cât. M-am întâlnit cu colegii, am stat de vorbă puțin despre cum a fost, unii ziceau că a făcut ceva pe acolo, alții ziceau că a văzut numai hieroglifele egiptene, în fine. Am ajuns acasă și am văzut că a postat careva rezolvat de la evaluarea națională la română
și mă uit la clip și în principiu făcuse de un 7 acolo. A doua zi la mate, fără niciun incident, din fericire, vin subiectele, le rezolv acolo din prima parte, ceva din a doua, iar de-a treia nici dracul nu s-a atins. Termin și zic, luați și corectați voi. Că nu știu de ce, dar mă bazam foarte mult pe prima parte, adică unde trebuia să încercuim. Că prima parte pur și simplu se baza pe bulan, dar în fine. Eu zic să mergem pe repede înainte și când au apărut rezultatele, am rămas puțin prost o leacă. Și dacă vrei să afli ce note am luat, ai un clip în descriere. Acolo am spus ce note am luat la română la mate, ce medie adunată mi-a ieșit și la ce profil am ajuns. Dar în principiu dacă făceam contestații la română, puteam să iau lejer peste 7. Iar la mate pauză, că n-am nimic de obiectat sau de comentat aici. Oricum, am ajuns la un liceu și la un profil foarte bun pentru nota pe care am luat-o. Dar hei, în 2021 s-a intrat cu note mici la licee destul de bune. În concluzie, ce vreau să vă spun cu această poveste? 1. Nu fiți ca mine puturoși și când trebuie de învățat trebuie să învățați. Și 2. Nu vă faceți așa multe griji pentru acest examen. Știu, e primul examen din viața voastră important și la. Dar Chiși, dacă ajungi la un liceu mai prost, tot poți să înveți dacă vrei. Și dacă nu dai de profesori, ciufuți, dacă înțelegeți ideea. Sau dacă nu, peste una vă puteți muta la liceu. Simplu. Important este să luăm bacul, că fără el într-o zi nu mai putem lucra nici la McDonald's. Presimt asta. Sper că ați râs în alta. Eu am fost Alec, vă urez succes la evaluarea națională băieți și fete. Ne auzim la următoare poveste. Pa, pa!